Într-un video mai înainte am lămurit că asta e linia vieții omului și de pildă la 50 de ani o ajuns la o stare, infarct, insult, nu are bani. Și dacă noi cu tine găsim în timpul regresiei că simțul ăsta l-ai simțit atunci când ai apărut pe lume, îl aveai deja, ne ducem cu tine între acele 9 luni când erai în pânții la mama. Și dacă aveai simțul ăsta de frică sau și simț ai tu în acel moment când te-au plămădit pe pământ, eu îți propun să te ridici unde te ridic și te duc în viața trecută care pornește din acel moment când tu ai murit într-o viață trecută. Și cătăm acel sentiment care vine în viața ta. Și acum am să vă lămuresc o chestie care nu puteți să înțelegeți. Deși voi vreți să fiți bogați și nu mai sunteți bogați, măcar că lucrați ca niște nebuni, n-aveți somn, n-aveți odihnă și n-aveți viață. Cercul negru este conștiința noastră, mintea noastră. Cercul acesta negru este subconștiința noastră. Și acum ca să ai o idee, conștiința face odată o operație. Subconștiința face 6 miliarde de operații odată. Și tu, când vrei să faci o mișcare, să mergi, să ridici mâna în sus, tu nu te gândești care mușchi și cât trebuie să-l întinzi. Pentru tine o faci în mod automat, subconștiința. Și acum, uite, cu markerul acesta galben, nu știu dacă se vede, se vede, fac așa un hotar. Ai văzut cândva filme istorice, cetatele cele de demult, cetățile cele, care erau înconjurate de așa un râușor. N-am marker albastru, dar fac cu galben. Și pentru ca cineva să intre în cetate, era nevoie pe atunci ca să se dea drumul la un pod peste râul ăsta ca să intre în cetate. Și în cetate, deși asta e conștiința noastră, asta e subconștiința și aici mai este încă așa ea partea inconștientă sau euul din tine superior. Ce am făcut eu cu markerul acest galben? Markerul acest galben este factorul critic care e deprins cu acele informații care ți-au băgat o ție la vârsta de 5 ani de zile, adică factorul critic care nu-ți dă voie să faci schimbări. Iată-l. Factorul critic. Ca să ai idee, închipuți că în subconștiință, la un moment oarecare, când te-ai dus la școală, ai nimerit într-o situație când băieții mai mari fumau. Și tu, ca să nu primești bătaie, ei și-a scris litera F, că fumau. Te-ai prochet de dânsi, deoarece ai fost crescut, noi lumea suntem crescute în cârt, și ai hotărât că trebuie pe cineva din băieții mai mari care să te apere când vei păți ceva rău. Și aici se pornește programa fumatului. Fumatul. Și mintea știe că fumatul dăunează, îți scurtează viața. Dar, totodată, e știe că datorită fumatului tu te vei afla în siguranță. Așa că toate programele din capul nostru sunt pozitive, au semnul plus. Conștiința răspunde de gândirea rațională, de puterea sau tăria de caracter, de mult și răspunde. Dar pentru a scoate, a șterge programa fumatului care pe tine te ucide, noi trebuie să ieșim din afară. Adică lucrul meu constă într-așeie că eu fac un pod până la subconștiința ta. Aici sunt străjerii, aici cu topoarele care păzesc hotarul, să nu intre nimeni să deranjeze. Când tu vrei să mai schimbi locul de muncă, să te duci într-o țară, să câștigi bani, ei îți spun, așteaptă-o leacă, noi ne ducem la prinț, la împărat, aici,
Aici se află împăratul și îl întrebăm, tu permiți să facă așa schimbare în viața noastră? Și el spune că nu permit. Și înseamnă când tu vii cu ideea că vreau să lăs fumatul, ajungi la dânsul și deci să reflectă înapoi ideea și e că vreau să lăs fumatul. Dar eu, cu metoda mea, fac un podeț, adică le dau o vzeatcă la ești o hrani și le dau un 5 lei, duc să-și cumpere o garafă de bere și ajung aici la programa ta de fumat și o înlocuiesc, lămuresc minții tale că tu dacă mai fumezi, tu nu ai amul plămâi și dacă noi schimbăm programa fumatului cu ceva mai bun, tu ai să trăiești 20 de ani mai mult. Fix așa e cu programa de bogăție. Tu vrei să fii mai bogat, dar ei socot că mintea ta socoate că e bine cum trăiești amul în sărăcie, deoarece programele este de aici, platforma ta de bază, s-au pus în capul tău când aveai 5 ani. Câți bani aveau părinții tăi la tăi 5 ani de viață? Câți bani ai tu amu? Și dacă vrei mai mulți bani, eu vin cu programa mea, intrăm în subconștiință, cătăm așei parte, de pildă partea asta, sunt vorbele mamei ca și bogați, sunt niște potlogari. Tu când vezi că merge cineva într-o mașină de lux, posibil te gândești că o furat de undeva. Sau dacă e o fată, că s-o culcat cu cineva în pat. Și când eu vin cu programa mea, intrăm aici, amăjim aici trăjeri de la poartă și trecem în subconștiință și lămurim minții tăi. Că și ei și s-au pus la vârsta ta de 5 ani, a fost realitatea care a fost cândva unde te-ai crescut tu, dar tu meriți să fii bogat. Iată de și care vin la mine uită de boli, uită de sărăcie, uită de singurătate. Și dacă vrei schimbări în viață, cât n-ai spune tu ca să fiu bogat, de pildă și sus, disenăm banii. Tu vrei mai mulți bani. O nouă programă să o vări în cap la tine. Și când ajungi la factorul de criză a conștiinței, linia asta galbenă e factorul de criză, nu factorul, dar filtrul de criză a conștiinței. El filtrează și programa are înăuntru și pe a ta programă că vrei mai mulți bani, el ți-o reflectă înapoi, ți-o azvârle afară. Așa cu bețâjii care beau, de pildă așa care bea, el are aici o programă când neacă o durere. Și când vine cineva și face codare la beție, înseamnă că cum ar coasă, ar cărchi un sac de făină, pune așa un pietic și o cărchit problema dată că omul nu mai bea. Și închipuiți acum cum se face omul ăsta când el e programat că dacă mai bea un pahar, moare. Și el, când are simțul de durere, el cad paharul și ala și nu-l are, el e animal. Dar eu vin pe podul meu și trecem în subconștiință, găsim programa asta de durere și o smulgem cu rădăcină de acolo. Și omul, dacă vrea, o să mai bei 100 de grame, 2, 300, dar o să fie om. El nu o să mai iese durerea în pahar. Iertați că v-am desenat pe foaie. Pur și simplu am acum un client care cândva și-a ales un mod de viață, s-a socotit chiar așa el mai hâtru. Dar acum nu poate să conștientizeze că atâta timp cât tu te socoți cel mai hâtru din lume, tu nu poți să faci schimbări în viață. Și asta tare doare. E adevărul vieții.